Declinul natalității și creșterea mortalității reprezintă un dezastru demografic care se adâncește de la an la an. În Gorj se nasc din ce în ce mai puțin copii, iar această tendință are implicații serioase asupra viitorului economic și social al județului. Bun. În semestrul 1-2023 au fost 381 de nașteri, iar semestrul 1-2024 437 de nașteri. Adică este o creștere față de semestrul 1-2023. Îngrijorător este că numărul persoanelor decedate depășește cu mult numărul nou-născuților. Să ne referim la cele două fenomene demografice, natalitate și mortalitate. Deci în aprilie 2024 am avut o creștere a natalității față de perioada corespunzătoare din anul precedent. 176 de născuți în aprilie 2024 față de 164 născuți din. Este o ușoară creștere, nu e foarte mare, dar totuși s-au născut mai mult în aprilie 2024 față de aprilie 2023. Dar în același timp a crescut și mortalitatea generală. S-au înregistrat 322 de decese în aprilie 2024 față de 287 de decese în aprilie 2023. Ceea ce înseamnă a rezultat un scor natural negativ de 146 de persoane. Statisticile arată că în fiecare lună a anului 2023 a existat un spor natural negativ. Sporul natural se calculează scăzând din născuți decedate. Avem un tablou aprilie 2023 până în aprilie 2024 în publicația respectivă, deci buletinul statistic lunar. Și ceea ce este de remarcat, că în fiecare lună diferența între născuți și decedați este negativă. Deci, practic, am avut aprilie 2000, în fiecare lună din aprilie 2023 până în aprilie 2024, pur natural negativ. Minus 123, minus 136, mă refer la aprilie, fiecare lună din 2023. Până la 200, în februarie 2024, cel mai mare scor natural negativ, 208, minus 208. Deci, practic, nu este o lună în care să avem un scor natural pozitiv, adică născuții să depășească decedați. În Gorj se nasc din ce în ce mai puțin copii. Migrarea tinerilor în străinătate și temerile legate de veniturile insuficiente pentru a susține o familie contribuie la accentuarea acestei crize. Autoritățile sunt nevoite să ia măsuri urgente pentru a combate acest fenomen alarmant care conduce la depopularea în masă a comunelor din Gorj.